Cum se simte Steaua pe primul loc? Se simte bine. Am spus-o de la început că vreau să terminăm, pe, să fim pe primul loc. Sper să și rămânem acolo, pentru că avem meciuri grele, un campionat dificil, destul de, de strâns, sunt multe echipe care se bat la primele locuri, așa că trebuie să rămânem concentrați, cu capul pe umer, încă ne-am realizat nimic. Suntem acolo unde suntem obligați și ar trebui să fim. Ești un antrenor mulțumit în acest moment? Aș fi vrut să mergem mai departe și în Cupa României, dar... Am întâlnit o echipă bună, o echipă care se vede că și în ligandă și-a revenit și a reușit să câștige cu echipe importante din campionat, dar am fost aproape. Puteam, am avut și ghinion pentru că am avut jucători accidentați care n ar fi putut ajuta la, la acel meci. Și în campionat trebuia să avem mai multe mai multe puncte, cel puțin patru puncte, pentru că poate și în meciurile care le-am câștigat am mai avut și, și, noroc, dar nu așa de mult noroc cât Ghinon am avut în cele două meciuri în care am pierdut câte, câte două puncte, mă refer la penaltiul rata cu Metalul Globus și golul de la și care chiar dacă ne-au dominat în a doua repriză, noi am și jucat în 10 oameni, nu au avut mari ocazii până la acea greșeală a lui Dincă, când am Goal. Care au fost aturile echipei Steaua în aceste 10 etape? Eu cred că grupul, până la urmă și asta, încercăm să facem un, un grup bun, omogen, pentru că s-au schimbat foarte mulți jucători, poate și asta este, un, asta este o cauză pentru care jocul nu a mers așa de bine. Trebuie să sunt jucători, chiar dacă unii sunt cu experiență, care au jucat și la Liga 1, nu le e ușor să acomodeze. Sezonul trecut, după 10 etape, Steau era pe locul 5 cu 21 de puncte. Acum Steau e lider cu 23 de puncte. Ce aveți în plus față de sezonul trecut? Două puncte. Cred că avem până la urmă. Pentru că și nu mai sunt nici echipele care au fost. Pentru că, dacă mă gândesc, sezonul trecut, după etapa asta, Petrolul avea 27 de puncte la momentul ăsta nu e nicio echipă care are 27 de puncte. Nu pot să spun că noi am fost foarte bine. Cum s-a simțit echipa în exil la Mioveni? Dacă e să ne luăm după punctele care le-am câștigat, a fost, a fost bine. N-am avut nici cele mai dificile jocuri, mă refer în campionat, că, pentru că în jocul de cupă l-am pierdut. Nu știu dacă am fi jucat acasă cu Chindia, am fi reușit mai, mai mult, dar totuși eram acasă, eram obișnuiți cu, cu terenul. Atmosfera de aici era, era alta și poate reușea mai mult, dar până la urmă cred că am ieșit în afară, except în Cupa. Am ieșit bine. Bogdan Chipirliu a marcat șase goluri în ultimele trei jocuri. Cum explici forma sa excelentă de acum? Are calitate, nu mai se vrea câteodată să mi se urce la cap. Și eu spun, în continuare, eu îl cunosc de foarte mult timp. Știu cum trebuie să lucrez cu el. Îmi pare rău și eu spun pentru el, de fiecare dată am spus-o, că ar trebui să fie concentrat și să dea totul, să fie, să fie serios la fiecare mesă, nu să, să urce la cap. Cum vezi meciul cu Oțelul? Ți-e teamă de acest joc? Nu pot să spun că mi-e teamă, am emoții ca la fiecare joc, dar mai ales că jucăm cu Oțelul, echipa care e în spatele nostru la două puncte, e, am, am emoții și mă gândesc la la jocul ăsta, că va fi unul dificil, care să fim foarte atenți, pentru că este o echipă agresivă, o echipă muncitoare, cu un antrenor care știe să-i pună în teren, a avut performanțe, vrea să fie pe, pe primul loc de fiecare dată și nu ne va fi ușor. Fanii au fost alături de voi la fiecare deplasare și când ați jucat la Mioveni. Îi așteptați în număr mare și în marți la meciul Cotelu? Peste tot, și în deplasare. Mă refer la, la galerie. N-a fost niciodată, nu s-a pus problema, ca suporteri din galeria, adică oamenii din peluză să nu fie de fiecare dată număr mare la fiecare meci. Noi așteptăm și pe lângă peluză, în celelalte sectoare, să vină mai mulți suporteri.